Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă emisiune Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul profesor Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, care îi spunem bun revenit în studio. Bine v-am regăsit! Nu întâmplătoare este această invitație, pentru că zilele trecute s-a desfășurat Consiliul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai importantă federație sindicală din domeniul educației din România, circa 175.000 de membri, din câte știu eu și cred că știu corect. Ce a fost la Sinaia? A fost o întâlnire pentru două zile în care am evaluat evenimentele petrecute, parcurse în perioada anterioară și ne-am stabilit obiectivele pentru anul 2015, ce avem de urmărit și avem de urmărit și înfăptuit un acord care federația noastră l-a semnat cu reprezentanții guvernului la sfârșitul anului trecut. Creionând activitățile care sunt, avem în vedere întâlnire cu noul ministru al educației, care e o noutate, învățământul preuniversitar pentru dumnealui, nu știu cât cunoaște dumnealui sistemul preuniversitar, dumnealui fiind numai în învățământul universitar. Și ce este cel mai important, avem de sărbătorit 25 de ani de la înființarea Federațiilor Sindicatelor Libere din Învățământ și avem de organizat o întâlnire solemnă la care sperăm să avem printre noi președintele țării, cât și primul ministru. Ar fi interesant și când prefigurați aceasta, în prima parte a anului sau în a doua parte a anului? În prima parte a anului, în luna martie, normal, atunci s-a constituit Federația Sindicatelor Libere la Piatra Neamț. Da, și apropo de Uniunea de la Gorj, că și ea tot e înființată tot în martie, din câte știu, martie-aprilie 90. 90, da. Deci iată că e o aniversare și la Gorj, care se cere sărbătorită. Sunteți, practic, printre cele mai vechi organizații sindicale. Suntem fondatorii Uniunea Județeană, prin președintele de atunci, prin domnul Mija, se numără printre fondatorii acestei federații. Evenimentele din ultimele zile, acest Consiliu Național, cred că a avut o agendă foarte bogată și aș vrea să și tranșem unele probleme, pentru că adică să tranșem în sensul de a le discuta, pentru că sunt destul de multe așteptări în domeniul școlii. Unele dintre ele se vor împlini în acest an, unele probabil mai puțin, dar din ce se cunoaște până în acest moment, acordul care s-a încheiat în ultima parte a anului trecut între sindicate și guvern este în vigoare și se și respectă. Adică, în general, etapele prevăzute în acel acord s-au respectat până în acest moment. Ce știți, se va respecta în continuare, adică din discuțiile care le purtați cu ministerul? Din discuțiile avute cu ministerul, dar și dacă urmărim actele normative care au fost elaborate în ultima perioadă, mă refer la Ordonanța 83, care specifică modalitățile de plată în sistemul bugetar, chiar acolo suntem prinși că se vor respecta cele două majorări salariale din luna de la 1 martie și de la 1 septembrie. În plus, deci dacă aveam cuprins în acel acord acordarea banilor pe hotărâri judecătorești până în iunie, banii referitori la anul 2015, știm cu toții că în proporție de 80-90% i-am primit deja la finalul anului 2014. Și în perioada
deci până în iunie 2015, vom primi banii aferenți, tranșele aferente anului 2016. Și restanțele? Restanțele pentru 2015, care nu s-au acordat, acele 10-15% și cele 35% din hotărâri care le avem de luat în 2016, le luăm până la, în luna iunie anului acesta. Deci asta este o veste bună pentru cadre didactice. Practic, unele dintre procesele care au început, derularea lor a început în 2012, practic hotărârile de punere în aplicare, ele se sfârșeau în 2016. Deci, 2016-2017. Da, în unele în cazuri... 2017 era ultima tranșă, dar iată... În unele cazuri, da, în unele cazuri probabil se vor termina cu la primele procese, se termină în 2016, deci cu acest bani practic se ajunge cumva la zi, la alții va mai continua încă și un an. Care au acționat mai târziu. Și cu siguranță sunt și alte procese pe rol, pentru că din ce știu, Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj se ocupă pentru membrii de sindicat pentru obținerea acelor dobânzi. Dobânda la banii care au stat la, la stat în perioada aceasta, deci de la pronunțare din 2010, ia că suntem în 2015, 2009, 2010, cam atunci sunt date... De atunci avem hotărâri judecătorii și perioada în care banii au stat la ei. Spuneam că sunt câteva etape ale acordului care se prefigurează să fie, ar trebui să fie respectate în acest an. Una din ele, de fapt, primul punct din acord, dar mai e ceva până atunci, că e până la sfârșitul lui martie, se referea la calendarul de modificare a programelor școlare pentru toate ciclurile de învățământ, precum și a sistemului de evaluare a elevilor, astfel încât în programele școlare să se asigure un echilibru între partea aplicativă și cea informativă. Un punct al sindicatelor care nu se referă nici la salarii, nici la altceva, dar care e extrem de necesar pentru funcționarea sistemului. Noi am fost criticați când primul punct din acord a fost pus modificarea programelor, dar trebuie să gândim și în perspectivă și la beneficiarii primari ai educației, copiii, privind conținuturile programelor școlare. Se caută, deci discuții sunt, se caută un mediu academic soluțiile, în sensul să vedem până unde trebuie să meargă conținutul învățării la liceu, la finalitate, care să fie conținuturile pe care trebuie să le știe, să le aibă copiii. Știm foarte bine că programele școlare sunt supraîncărcate, conținutul pe care copiii nu le înțeleg, conținutul greoaie, și mai dădeam exemplu când un copil intră cu 9 la clasa 8-a și la clasa 9-a și după aceea nu reușește ca să ia bacalaureatul. Deci înseamnă conținutul învățării de la liceu cred că este prea mare. Probabil se vor revizui, deci sunt în derulare, sunt în discuție acest punct din acord. Unul din, să spunem așa, tot ca să mă refer tot la acord și o să mergem după aceea la evenimentul principal, de fapt și titlul nostru, un nou contract colectiv de muncă la nivelul învățământului gorjean și bineînțeles național. Mai era, dumneavoastră ați cerut ca sindicate și se pare că ministerul a înțeles pe undeva, cel puțin în privința, sau poate părerea dumneavoastră este alta, a apărut acea metodologie de acordare a gradației de merit pentru anul acesta. Și sindicatele au cerut la un moment dat, a fost chiar o întâlnire cu fostul ministru al Educației Naționale, Caterina Andronescu, la Târgu Jiu. S-a cerut să se mai reducă volumul de hârtie, practic, de hârtii la dosare. Și ministrul de atunci promisese acest lucru. Nu s-a prea întâmplat nimic. Practic, metodologia de gradație însă a venit cu modificările încă de anul trecut și anul acesta o respectă, în sensul că
s-a evitat acele proiecte de care se vorbea la un moment dat, o necunoscută, proiecte pe 4 ani pentru care trebuiau să fie recompensați profesorii și care n-a prea fost acceptată de sistemul de învățământ. Și până la urmă, Ministerul merge pe această idee tradițională pe undeva a gradației de merit. Da, cum vedeți dumneavoastră această situație? Se merge în continuare pe evaluarea și se pune accent pe studiind criteriile de acordare pe care trebuie să le îndeplinească cadrele didactice care solicită să se înscrie la acest concurs, că la urma urmei este un concurs, se punctează mai mult pe activitatea la clasă, pe activitatea didactică. Într-adevăr, deja vom intra pe calendarul privind organizarea concursului pentru obținerea gradației de merit. Noi ne-am întâlnit chiar astăzi la Inspectoratul Școlar în Comisie Paritară pentru a stabili comisiile care vor defalca aceste punctaje în cadrul fișelor de evaluare, și de la sindicat și de la Inspectoratul Școlar, după care le vom aproba tot în Comisia Paritară. Acesta este primul pas în care trebuie să stabilim, să defalcăm aceste punctaje pe fiecare criteriu în parte. După aceea... Da, în luna februarie vom avea fișa la pe finalul lunii, iar în martie profesorii își vor depune deja dosarele. Până la data de 15 cu siguranță fișele vor fi făcute publice. Având în vedere că anul trecut, la nivelul Gorjului, nu s-a nicio gradație de merită, a fost acea trecere de la 4 la 5 ani, anul respectiv, la ce cifră, să spunem așa, vă așteptați? S-a discutat în Comisia Paritară cam ce număr de gradații o să fie la județul Gorj? Deci, pe ordinea de zi n-a figurat numărul de gradații care se vor acorda. Oricum sunt 15 sau 16 gradații care nu s-au acordat anul trecut și care intră în competiție anul acesta. Deci anul acesta vor fi odată cei care au ieșit din plată anul acesta și cu cele 14-15 care au ieșit în anul școlar trecut. Întrebarea nu era deloc întâmplătoare. Știm că mișcarea personalului didactic presupune niște schimbări anul acesta, printre ele aceea că o parte din cadrele didactice care ar trebui să iasă la pensie pot să-și prelungească activitatea pentru un an, 2-3, cu statut de titular, deci implicit își păstrează gradația de merit. Iar dacă până anul trecut, să zicem, aveam un număr de gradații care se eliberau și așa, în sensul că se ieșea la pensie, da, anul acesta s-ar putea ca ele să fie mai puține, din acest punct de vedere. Da. Ce se întâmplă? Nu toată lumea solicită prelungirea activității. Bine, nu toată lumea are gradații. Da, dar sunt destui care fac cinste învățământului, dar care atunci când au împlinit vârsta de pensionare, lasă locul altuia mai tânăr, chiar dacă a fost o valoare. Eu pot să spun, de exemplu, profesorul Adam de fizică de la Colegiul Ecaterina, astăvară a ieșit cu fruntea sus, deci a lăsat o gradație, deci putea ca să rămână în continuare pe catedră, și alți profesori care au împlinit vârsta de pensionare după o viață la catedră, au spus adio. Deci din cei care câți au fost pensionari, cred că în jur de 100 de cadre s-au pensionat anul trecut, au solicitat 25-26 de cadre, dintre care decât 18 sau 19 au îndeplinit condițiile, că sunt niște condiții ca să rămâi în continuare, să ai gradul didactic 1 în primul rând și... Să existe postul și aici e problemă de multe ori. Da, există posturi care intră în restrângere de activitate și n-ai cum să-l menții în continuare, toată stima pentru oricare coleg, dar trebuie să-i lăsăm și pe cei mici să se afirme. Da, dacă se menține, să zicem, un procent asemănător, nu va fi un impact major din acest punct de vedere, iar de regulă
câteva sute, vreo 200 și ceva de gradații erau în anii trecuți. Deci bănuiesc că și acum cifra va fi asemănătoare, probabil, chiar poate mai mică, pentru că nu mai suntem atât, da, la nivel de județ. Numărul de cadre la nivelul județului. Ca o noutate ce apare anul acesta față de ultimii ani, intră și personalul didactic auxiliar, adică secretari, contabili, informaticieni, da, bibliotecari. Vreau să vă spun că s-a văzut că sunteți, primul mesaj pe care l-am primit acum, vă întreabă să... A, bine, exact ce v-am întrebat și eu până la urmă, vă spune să menționați câte gradații vor fi în acest an și dacă sindicatele vor face parte din comisia de acordare. Deci reprezentantul dumneavoastră. Reprezentanții, da, sindicatelor vor face parte, sau nu putem spune că vor face parte din comisie. Veți superviza, da. Vom fi în comisiile care verifică punctajele. Înainte le verificam după ce Consiliul Consultativ își îndeplinea misiunea să stabilească punctajele, după aceea veneau reprezentanții sindicatelor și reverificau dacă acordarea punctajelor era făcută corect. Începând de anul acesta nu se mai face reevaluarea de către sindicat, deci în momentul în care se desfășoară această comisie, își desfășoară activitatea pentru stabilirea punctajelor, vor fi prezenți în acele comisii. Depășim acest subiect și ne referim la, să zicem, subiectul major până la urmă al acestei perioade, negocierea unui nou contract colectiv de muncă. Știm că la nivel de ramură îl avem de la sfârșitul anului trecut, acum el se negociază la nivelul județului Gorj. Din câte știu, există o comisie, deci, care lucrează și din partea sindicatelor și din partea directorilor de școli și din partea inspectoratului, din câte am înțeles. Din partea directorilor de școli. Ce, mai întâi, cum se lucrează în această comisie și când vom avea un contract colectiv la nivel de județul Gorj? Astăzi a fost prima întâlnire în ceea ce privește negocierea contractului colectiv de muncă. Conducerile unităților școlare s-au constituit într-un grup pentru negocierea contractului de muncă la nivelul județului Gorj și s-au hotărât cadrele care fac parte din această comisie, la fel din partea celor două organizații sindicale cu reprezentativitate la nivelul județului Gorj, adică Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj și Sindicatul Liber Învățământ Târgu Jiu. Și am început această negociere, am trecut în revistă principalele aspecte și acolo unde am luat articol cu articol și acolo unde s-a considerat că putem interveni noi și putem veni în sprijinul colegilor noștri, am intervenit. Ce trebuie să știe colegii noștri, din păcate legea 62, legea dialogului social, nu ne permite ca să intervenim cu drepturi salariale în negocierea contractului de muncă, decât cu drepturi referitoare la organizare și în favoarea condițiilor de muncă ale cadrelor, ale membrilor de sindicat. Înainte de a intra în amănunte, unde sunt modificările, să spun așa, sau punctele sensibile, știm că în urmă cu 2 ani, cred, aceste negocieri s-au făcut și la nivel de școli. Acum s-a renunțat la idee, deci practic se face la nivel județean și rămâne aceea pentru toate școlile. Sau se ajunge apoi și în școli? Nu. Deci, în urmă cu 2 ani, fiecare unitate școlară, noi am stabilit la nivelul Uniunii Județene împreună cu Inspectoratul Școlar, am stabilit un model de contract care să fie aplicat în fiecare școală. Dar având în vedere că foarte mulți directori au întâmpinat greutăți în
nu negociere, că la urma urmei nu au mai avut ce să negocieze cu reprezentanții sindicatelor din școală, dar procedura care este foarte greoaie, cu multe documente care trebuiesc, cu termene în care trebuia să se încadreze, după aceea depunerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă, am considerat că este mai ușor atâta timp cât și legea prevede posibilitatea negocierii pe grup de unitate, pentru că toate au același obiectiv, sunt la fel organizate, să negociem un singur contract pe care să-l și-l însușească fiecare școală, fiecare colectiv de profesori. Bun, acum, să spunem așa, ați avut o întâlnire, a spus deja că ați avut și astăzi, probabil vor urma și altele. Care sunt lucrurile de se pot obține sau care sunt negocierile la acest moment? Ce doriți să fie cuprins în acest lucruri deosebite, să spunem, față? Lucruri deosebite ce aduc, ce nou contract de muncă. Am prins câteva zile libere care noi fiind, oricum fiind în vacanță, trebuia, nu ne afecta prea mult pe noi, pe profesori. Este vorba de colegii noștri care stau în spatele nostru, personalul nedidactic, care ei trebuiau să vină la școală a treia zi de Paști, trebuia să vină a treia zi de Crăciun, trebuia să vină la școală și sunt zile pe care le-am introdus ca zi libere în contract. Deci a treia zi de Paști noi o aveam prinsă în vechiul contract, dar acum și specificam decât dacă ne aflăm în vacanță. Acum, indiferent cum este, deci se va sta, copiii și profesorii vor sta luni și marți, vor fi liberi, nu vor mai trebui să meargă. Asta este una din obiective sau ceea ce am putut prinde. Avem zile, acordarea de zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului, o zi lucrătoare pentru un membru al familiei în situația în care copilul este bolnav și necesită intervenția, părintele să meargă cu el. Deci sunt câteva modificări, câteva facilități pentru cadrele didactice. Exact, la facilități am putut interveni. Vorbind despre aceste lucruri, însă acest contract colectiv de muncă preia, să spunem așa, contractul colectiv la nivel de ramură, care a adus, într-adevăr, niște lucruri mai bine stipulate decât în alți ani. Poate a fost încheiat în condiții mult mai favorabile decât în alți ani. Însă, până la urmă este și această procedură, care pare de multe ori e destul de greoaie, dar în același timp este și foarte importantă. Să ne uităm ce se întâmplă, iată, situația din Complexul Energetic Oltenia, au început meeting-urile tot pe marginea contractului colectiv de muncă la nivel de companie sau și în alte ramuri, în sănătate am văzut că se discută și în alte lucruri. Deci trebuie să înțeleagă și, adică părerea mea că ar trebui înțeles un lucru, că și aceste negocieri, chiar pentru aceste lucruri aparent mărunte, sunt extrem de importante și ele vin alături de lucrurile care le avem deja în contract de ani de zile. Da, și sunt, cum să zic, sunt lucruri care palpabile, chiar dacă nu le simțim în buzunar, sunt în favoarea personalului din învățământ. Sunt câteva întrebări care deja au venit pentru dumneavoastră și una ne semnalează să așa. Domnule președinte, ce facem cu școlile unde nu vor ajunge banii din costuri per elev? Sunt școli unde nu se vor ajunge banii pentru salarii în anul 2015. Știm foarte bine ce înseamnă acest cost per elev și
în ce situații nu ajunge această finanțare per capital, cum a fost denumită ea. Dar în niciuna din școli, nicio școală nu a rămas fără salarii. Sunt școli în care au încadrare la maxim și costul per elev este mai mare și din acele rezerve sau, deci din plusul de la altă școală a fost direcționat către școlile la care nu a ajuns. Deci finanțarea per elev, deci nu trebuie să sperie, într-adevăr, noi am contestat-o, noi județul Gorj a solicitat schimbarea zonării județelor în stabilirea costului per elev. De exemplu, Gorjul era băgat în stabilirea acestui cost per elev împreună cu județele de câmpie, cu Ialomița, cu Călărașul, Constanța, ori la noi primăvara vine mai târziu, iar iarna foarte devreme. Alte costuri de iluminare asta și asta se pare că o vom obține și totuși va fi un plus la buget. Ce este un lucru bun pentru toți colegii noștri din învățământ, conform ordonanței 83, școlile și consiliile locale sunt obligate să prindă în bugetele respective, să prindă decontarea banii pentru decontarea navetei cadrelor didactice. Deci nu va mai putea spune absolut nimeni că nu avem bani pentru decontarea navetei. Drumurile noastre pe la tribunal cu zeci și zeci de adrese făcute către tribunale, către școli, trebuie să se termine. Este un drept al profesorilor, trebuie să îl respecte și acum nu pot spune că nu mai au bani. Stați că tocmai aici au apărut și problemele. Localitățile mari din Gorj, comunele mari, exemplu Crasna a ieșit în media, s-au trezit după această reformă în care primăriile au primit un fond minim 15 miliarde sau ceva de ce acest gen, s-au trezit că nu au bani de salarii pentru mai multe luni din an. Deci sunt afectate localitățile mari, sunt avantajate localitățile mici. Ori, acum întreb, nu știu cât e de adevărat, deci nu, cu siguranță la acest moment bugetul atâta permite. Bănuiesc că vor mai apare rectificări sau ceva, revizuiri. Dar în momentul când o primărie mare nu va avea, să spunem, bani, fonduri suficiente, de unde credeți că va tăia? Nu de la costurile pentru școli, cum tăia de obicei, sau pentru navetă? Că sunt primării în care știm că a fost o anumită rezistență sau este și acum să nu deconteze naveta cadrelor didactice. Din păcate, sumele pe care, sau nu din păcate, din fericire, sumele pe care le-au primit consiliile locale sunt mult mai mari decât anii anteriori. La localitățile mici, încă o dată vă spun. Deci la nivelul, unele localități și orașele. Și orașele mici, și la orașe. Deci sunt, deci toate sumele care s-au dat de la guvern sunt mai mari decât alocările anilor anteriori. Dacă le-a ajuns, atunci va trebui să le ajungă și acum. Dacă și-au făcut între timp niște salarii pentru funcționarii lor, că au venit banii și avem de unde și și-au permis, e normal că nu mai ajunge. Să nu spună nimeni că rovinarii nu au bani ca să deconteze naveta cadrelor didactice. Avem hotărâri judecătorești din 2000. Dar nu decontează, și nu decontează. Deci fac profesorii, după ce că fac naveta la Rovinari, la 25 de kilometri de la Târgu Jiu, mai fac și altă navetă la tribunal să stea prin sălile de judecată ca să-și ceară drepturile. Un drept perfect legal și să nu spună că rovinarii n-au bani. Mai sunt alte localități, să spunem așa, mai mari, care în continuare refuză sau nu plătesc, nu onorează aceste hotărâri judecătorești? Da, și Motru, nici Motru nu decontează naveta, deci și sunt unii, sunt comune, sunt comune mari, comune, da. Orașe, în cazul acesta, dar sunt și comune. Dar și comune. Comune mari care au potențial, dar tot la fel refuză, de parcă ar fi acești profesori care fac naveta, ar fi vopsiți. O profesoară
R. Popescu vă întreabă chiar de navetă ce ne facem cu naveta la școlile mici. Până acum nu s-a decontat. Nu spune și unde. Din păcate, să se adreseze liderilor de sindicat, nu li s-a decontat. Mai trebuie știut și un alt aspect. Deci, pentru a li se deconta naveta, cadrele didactice trebuie să facă niște demersuri. Trebuie să depună la sfârșitul fiecărei luni documentele care atestă efectuarea navetei. Că face cu mașina personală, că vine cu un mijloc de transport în comun, trebuie depus acel abonament sau conform metodologiei. Fiecare coleg va trebui să facă, dar într-adevăr știu că e descurajator când se duce și spune, păi, dar nu avem bani ca să decontăm. Și atunci, la ce să mai fac atâtea hârtie? Trebuie făcute, așteptăm, rovinarii așa merg. Liceul știu că merge pe 3-4 luni și face acțiune pentru recuperarea banilor de navetă. Școala gimnazială așteaptă tot anul școlar și după aceea face acțiune pentru decontarea sumelor pentru navetă. Să știți că vin întrebări în continuare. Unele se referă la mișcarea de personal care, iată, începe cu stabilirea celor care, de fapt, a început cu stabilirea pensionarilor, începând cu 26 cei care ies la pensie. Acum se fac prelungirile de care vorbeam și, bineînțeles, toate celelalte etape. Însă e o întrebare de la cineva și care vă rog să-i, dacă puteți să-i adresați un răspuns. Care este numărul total de ore suplimentare pe care le poate presta un cadru didactic în decursul unui an școlar? Știu, la noi este o problemă privind orele suplimentare, plata orelor suplimentare. De la inspectoratul școlar s-a spus ca fiecare cadru didactic să nu aibă mai mult de 4 ore suplimentare. Deci nu există această reglementare câte ore are. Problema este dacă câte ore face, poate să facă, și trebuie să ne mai gândim și la colegii ceilalți. Care nu prind un post, să spunem, dacă... Unul mănâncă o pâine jumate, iar altul nu are nicio jumătate. Deci mi se pare deci corect. Este dreptul fiecăruia de a presta ore suplimentare, dar trebuie văzut și acel aspect. Acolo unde orele nu sunt, nu are cine să le facă sau e normal, poate să le facă cadrul didactic titular pe postul respectiv. Da, tot o întrebare referitor de genul ăsta. Sunt un cadru didactic de la Motru. Sunt în situația în care mi s-au refuzat 4 ore suplimentare pentru a se face catedră al cuiva care nu este titular în unitatea noastră. Cum se poate acum? Că acum se încadrează doar titularii. De cineva care nu e titular în școala respectivă, cum putea să ia ore? Că mi se pare... Asta e întrebarea mea, nu e... În cazul de față, la mijlocul anului școlar, nu cred. Acum s-a făcut la nivelul școlilor doar încadrarea titularilor. Deci nu, niciun caz exact. Nu se pune problema. Sau se face la acest moment. Da, poate deci să revină, ar fi bine da. Să reveniți cu precizări la această întrebare, că personal n-am înțeles-o și cât de cât că încerc să înțeleg da, și eu ce se întâmplă. Poate aici dacă s-a eliberat un post și automat a luat din orele suplimentare, a făcut un mozaic și a luat din orele suplimentare ale cadrelor titulare ca să facă totuși o catedră da, există, la altă persoană. Da, există și variantă. Sau să scoată postul la concurs, de exemplu, sau e posibil. Scoată, da, la asta nu m-am gândit. Dar dacă nu este un caz din genul ce v-a precizat domnul președinte, e bine să reveniți până la sfârșitul emisiunii ca să putem să adresăm o nouă întrebare. Mai sunt, cum să zic, hai să nu le spunem afaceri, că nu este o afacere, aceste servicii care se mai fac unor persoane. Haideți să-i creăm o catedră, hai să creăm un post acolo. Astăzi am aflat, de exemplu, la Plopșorul, la mijlocul anului, s-a înființat postul de director adjunct
păi numărul de clase și numărul de copii nu a fost atins la 1 ianuarie ca să înființez postul de director adjunct. Ăla trebuia, deci școala a îndeplinit normativele pentru a funcționa cu, și cu director adjunct, de ce nu l-a făcut de la începutul anului școlar? Bine, nu știu acum situația la Ploșorul, într-adevăr, sunt multe școli. Sunt în zona multe școli, îndeplinesc, dar da. Sunt vreo 700 de copii, peste 700 de copii. Dar mă întreb, de ce în luna februarie, ianuarie și nu în, la 1 septembrie, că știam ce copii am la școală. Da, cu asta e o enigmă. Bine, acum sunt, în general, sunt foarte multe întrebări. Vă întreabă cineva, oricum aveam de gând să vă întreb și eu tot pe mișcarea, să spunem, mișcarea de personal, vă întreabă cineva dacă ați văzut fișa de restrângere de activitate și dacă sunteți de acord cu ea. Nu mai pot discuta pe acea fișă, are multe criterii, nu, care... Da, cel care vă întreabă se referă dacă sunteți de acord cu 0,3 la vechime pe an. Probabil se referă că e puțin, cineva mai în vârstă, cred că este. Este puțin, da. Dar de regulă, deci de regulă, în cazul restrângerilor, această vechime aduce destule puncte. Și, într-adevăr, mai contează și celelalte documente făcute la calculator. A revenit, cei care întrebau de ore suplimentare, a revenit cu un mesaj. Nu mă refeream la renumerația orelor suplimentare, ci la număr efectiv. Să citească domnul președinte contractul colectiv de muncă, răspunsul se află la pagina 8, articolul 20, aliniatul 5. Da, o să mă uit să vedem ce... Așa. Deci, practic, dumneavoastră, cred că la asta se referă, că nu sunt limitate cele, pe dumneavoastră ați răspuns de fapt la asta, dar n-ați accentuat pe ea. Așa, cineva vă întreabă tot la așa, dacă pentru anul școlar viitor vom avea restrângeri de activitate și cum se vor soluționa ele. Sunt restrângeri de activitate la tot nivelul, la toate nivelurile, în toate școlile, adică de la învățământ preșcolar, primar, gimnazial, peste tot avem restrângeri de activitate. Acum vă dați seama, deci o restrângere de activitate, oricine sau și inspectoratul școlar și noi și conducerile școlilor trebuie să o rezolvăm. Sunt oamenii noștri și chiar și inspectoratul. Nu cred că intenționează să lase pe cineva pe din afară. Acum este problema și a posibilității de pensionare. Sunt unii profesori care e dreptul dumnealor, ar trebui să se pensioneze în septembrie, octombrie, deci care pentru 2 luni de zile trimite un copil acasă. Dar s-ar putea rezolva toate aceste probleme cu deci unde sunt situații cu pensionări pentru un an de zile, care pun CDS-ul sau altă oră dată acolo din altă disciplină pot să le rezolve. Dar unde nu se poate face și, din păcate, asta este în mediul rural, sunt multe restrângeri de activitate, numărul copiilor a scăzut foarte mult și inspectoratul școlar, din ceea ce știu, a încercat să păstreze acele școli în speranță să nu desființeze clase, să intre învățători, educatoare în restrângere, pentru că este foarte ușor să desființeze o unitate școlară. Și s-a făcut an de rândul, s-au desființat foarte ușor școlile. S-au desființat, da. Și aceste școli, după ce primăriile au investit bani foarte mulți în ele, de le-au modernizat, în final au intrat, sunt în paragină. Da. Vreau să vă întreb, există la acest moment,
s-a lansat așa un scandal la nivel național legat de nou regulament școlar. Și de ce este scandalul? Pentru că el a fost în dezbatere publică o lungă perioadă de timp, dar pe ultima sută a mandatului ministrului Pricope a fost aprobat, a fost trimis la Monitorul Oficial și publicat o variantă care practic n-are niciun fel de modificări, practic de parcă nu s-ar fi negociat sau nu s-ar fi întâlnit nici sindicatele, nici alte, nici profesorii, n-ar veni nici cu părinții. Da, nici părinții cu niciun fel de propunere. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Pentru că pe de o parte am văzut atitudinea sindicatelor care nu sunt de acord cu anumite prevederi și numele cadrelor didactice, dar am văzut și atitudinea Consiliului Elevilor, care și ei contestă la nivel de țară diverse prevederi ale regulamentului. Da, din păcate s-a așteptat acest regulament de ordine interioară, deci ROFUIP-ul, de organizarea învățământului preuniversitar. S-a dorit ca acest ROFUIP practic să fie biblia de buzunar a fiecărui director, pentru că fiecare școală se conduce după acest regulament. Unele, deci el a fost în dezbatere publică, sindicatele au venit, s-au întâlnit cu reprezentanții ministerului. Din păcate, nu toate propunerile care s-au discutat și cu care s-au căzut de acord acolo în comisii au și plecat mai departe la semnare, la promulgarea de către Ministrul Educației. Și toată lumea, deci și presa a scris în repetate rânduri acea contestare a evaluării, a notei de la evaluare. Cadrele didactice, nu e o problemă că acel copil contestă nota. Este dreptul lui și au avut acest drept tot timpul, chiar dacă nu a fost trecut. Deci orice copil care s-a simțit nemulțumit de valoarea notei s-a ridicat și s-au mers la domnul profesor. Da, puteau profesor, să spună profesor. Aici problema se pune că există o procedură de rezolvare a contestației note de 5 zile. La noi în oraș, dacă este un profesor în școală, mai poți rezolva problema, convoci că trebuie corectată de alt profesor de specialitatea respectivă. În mediul rural ce fac? Chem de la școala din comuna alăturată profesor, că în comună nu mai am decât un singur profesor de anumită specialitate. De anumită specialitate. Ce fac? Profesorul ăla trebuie să-l iau din timpul programului sau îl aduc în afara programului? Da, cine îl plătește, deci, în varianta asta? Cine plătește în varianta asta? Acestea sunt probleme care nu își intră în concordanță. La ce contestăm? Transferul elevilor. Deci îmi pui transferul elevilor că are dreptul să se transfere de la liceu la școala profesională. Da, foarte bine. M-am înscris la liceu, nu sunt capabil, vreau să trec la școala profesională. Dau niște examene de diferență. Dar ce fac cu practica? Orele de practică alea trebuie recuperate, alea nu mai pot să dau diferență pe ele. Da, este... Bine, acum sărind totuși, apropo de regulament, e ceva care nu mi se pare deloc în regulă, cu costul per elev, mă întorc acolo, pentru că, de exemplu, costul per elev urmează copilul, dar cu întârziere. De exemplu, dacă la începutul anului l-ai avut la o școală și el se transferă în timpul anului, practic banii se duc tot la școala unde a fost până la finalul anului. Deci cred că ar trebui și aici umblat puțin, mai ales dacă că sunt școli care transferă sau copii care, un număr mare de copii care se transferă de la o școală la alta într-un an școlar. Da, sau mai e problema cu sancțiunile. Deci nu se specifică, deci când dai o sancțiune trebuie pentru o anumită abatere de la regulament, trebuie cine dă sancțiunea, cine o aplică sancțiunea, dar nu scrie cine o ridică, când o ridică acea sancțiune, că orice sancțiune o și dai, dar o și ridici. Da, avem încă o serie și pentru că suntem în practic în ultimul minut al emisiunii, vă citesc două din întrebări și poate răspunsuri foarte scurte, vă rog. Unu vă întreabă de câte zile de concediu de odihnare putea beneficia un angajat din personal didactic auxiliar și nedidactic dacă are o vechime de peste 15 ani.
25 de zile lucrătoare și cu acordul Consiliului de Administrație la încă 10. Da. Cineva vă întreabă ce faceți pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar, așa scris, didactic auxiliar în privința salarizării. Cred că am mai discutat la început emisiunii. Vorba, da, sunt... Cum să zic, este unul din obiective. Am scris și în presă un articol vis-a-vis de personalul nedidactic. Se caută modalitățile prin care să poată să primească acel sport de vechime, să fie scos din salariu care să-i departajeze pe cei cu vechime de cei fără vechime. Încercăm acel regulament pentru sporuri care de 3 ani îl așteptăm și nu se mai dă ca să-i putem să poată să beneficieze și de acest sport. Iar prin acord, se știe, este prevăzută o creștere a salariilor cu 35% până în 2017 pentru personalul nedidactic. Sperăm să o aplicăm, să o vedem și pe asta. Da, sperăm să vă mai avem în emisiune să mai răspundeți la întrebări. Au fost foarte multe întrebări în seara aceasta pe probleme de învățământ, ceea ce este foarte important. Lumea se uită că erau din învățământ, că nu erau. Asta înseamnă, e foarte important că s-au uitat la noi pentru că ne-au adresat aceste întrebări. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și mulțumim și colegilor care urmăresc și îi așteptăm să vină la liderii de sindicat ai școlii cu întrebări și prin ei să ajungă la noi pentru a le rezolva problemele. Pentru dumnealor suntem acolo. Mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție, la revedere!